Andon, spuneați că facem acea paralelă, sau vă propuneam eu să facem acea paralelă, dumneavoastră voiați să vorbiți despre verdictul în cazul Dan Voiculescu de colaborator al securității ca poliție politică și în cazul lui Traian Băsescu succesive concluzii ale CNSAS că n-a fost, uneori părând că ele sunt realmente comandate, da? Mai dă CNSAS 1 în decembrie anul trecut, a mai venit odată, deși documentele, spune el, sunt vagoane de rapoarte, similare cu ce era în dosarul Dan Voiculescu. Vedeți, în primul rând, ar trebui spus că noi vorbim de CNSAS ca și cum această instituție, pe latura de conspirări, nu vorbesc pe latura de facilitare a studiului arhivelor de către cercetători, deci pe această latură ar fi atins cât de cât parametrii mediocri pentru care, la nivel mediocru, pentru care a fost creată. Nu s-a dovedit deloc așa, o spun cu experiența peste circa 30 de dosare avute cu CNSAS-ul, dintre care o pondere foarte importantă câștigate din diferite medii, inclusiv cultură, inclusiv religie. Și nu o spun atât numai ca o concluzie a mea, ci am fost foarte atent la tot ce circulă dinspre societatea civilă, dinspre observatori, dinspre analiști serioși. La întâmplare, așa îl folosesc, amintesc pe Gabriel Andreescu, dar și mulți alții, CNSAS-ul n-a atins nici măcar nivelul mediocru al unui conclav, unei instituții autorizate și care să-și confirme autoritatea de a da verdicte. Nu, s-a dovedit adesea o piață de secrete, s-a dovedit adesea o... Când a fost cazul, poate în cazurile mici o fi lucrat onest, un instrument, o vreme lungă a fost instrumentul lui Traian Băsescu, până s-a tocit, de răfuială, dar a fost și instrument de răfuieli personale, mai ales în lumea literară și așa mai departe. Deci asta ca o primă parte. Bunoară, cum spunea și domnul profesor, amintea de incendiu, nu mai știu, la Le Havre sau Rouen, unde a fost? La Rouen. La Rouen. A unei nave, păi chiar dacă am eliminat sau am pune în paranteze deprinderea asta, cum să spun, cutuma asta neclintită, că nu putea avea un asemenea post fără aprobarea securității. O dăm ipotetic deoparte, după ce comiți o asemenea faptă. Și numai incendierea navei a fost și în port, ce a fost un întreg scandal. Au ars păi mai făcea multe cineva nave, carieră. Nave nu zic în funda pușcăria, nu zic numai. Nu, ce pedeapsă severă, mergând până la pedeapsa capitală, accepta. Pun și asta în paranteză. Dar mai făcea și carieră. Da, te mai găseau evenimentele în funcție. Deci 45 de milioane de dolari prejudiciu, exact, 30 da. De nave arse. Important să spunem ce s-a întâmplat. Coșului că era acoperit, încă era de neînlocuit prin psihicul ăsta diabolic pe care îl are și care folosea perfect în munca pe care o avea. Și întorcându-mă la CNSAS, spun, 40 de patalamale ale CNSAS-ului nu mă convinc cât aceste ipoteze, mai ales că prin lege, din pornire, CNSAS-ul nu e omnipotent, cum s-a și spus aici, el de domnul Haragea, mi se pare, el depinde de o anumită comisie care triază mixtă. E adevărat că 12 km de arhivă s-au dat, majoritatea grosul, s-au declasificat și au intrat la dispoziția ei, dar altele au rămas. Și dacă rămâne unul singur, și ăla poate să vină.